Bine, m-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spun și invitatului meu, Doru Pantea. Doru, bine ai venit! Bine v-am găsit! Doru este liderul grupului Hristic, dacă sunteți familiarizați cu piesele pe care le interpretează, bine cunoscuți în turneele evanghelistice prin țară pe care le susțin. Doru, faceți o misiune frumoasă, importantă, nu doar în România, dar și peste hotare. Ați ajuns până în Venezuela. Dumnezeu a lucrat mult și frumos în viața voastră ca grup, dar în mod special în viața ta. Și aș vrea să ne ducem în punctele în care tu l-ai întâlnit pe Dumnezeu în mod special și momentele acelea zero în care ți-ai dat seama, wow, aici e mâna lui Dumnezeu. Da, mă bucur să fiu cu voi de data aceasta. Multe experiențe sunt cu Dumnezeu pe care le putem povesti și în alte locuri le-am povestit. Am crescut într-o familie modestă, o familie binecuvântată, zic, oameni, părinți cu experiențe cu Dumnezeu. Și sigur, aceste experiențe și mărturii ne urmăresc, zic eu, toată viața. Și e frumos să le ai, pentru că experiențele cu Dumnezeu nu fac altceva decât să te întărească în credință și să fii acolo unde trebuie, unde vrea Dumnezeu. Mă gândesc, nu știu cu care să încep din experiențele pe care Domnul mi le-a dăruit de-a lungul timpului, dar, repet, trăind într-o familie care a trăit simplu, Dumnezeu ne-a dăruit multe experiențe. Și am văzut mâna Lui la lucru chiar atunci când n-a mai fost, din punct de vedere omenesc, nimic de făcut. Nu s-a mai putut face. Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos. Alege-mi o experiență și împărtășește-o cu mine și cu ascultătorii noștri. Da, mi-aduc aminte că eram copil și inima mea ardea pentru lucrarea lui Dumnezeu. De mic. De mic, sigur, de mic. Îmi plăceau lucrurile de evangelizare, erau viața mea. Muzica, la fel, îmi plăcea când auzeam muzică. Tinerii care erau, deci eram copil și ăștia care erau mai mari, tinerii cântau, eu eram pe lângă ei acolo. Atunci luam și eu câte un acordeon, trăgeam de el. Părinții au văzut lucrul acesta, am avut un frate mai mare ca mine care cânta la saxofon. El mi-a cumpărat primul acordeon. Cântam cu el, am învățat multe cu el, la orgă după aceea și la saxofon mai târziu. Și fiind copil, nu era posibilitatea de a merge în afară să faci lucrarea, pentru că nu trebuia boxe, știți cum să faci un eveniment evanghelistic. Dar îmi doream de copil lucrul acesta și mă rugam și am zis, Doamne, vreau să fie ceva, dar oportunitățile parcă nu apăreau, parcă erau toate înfrânate. Revenind, și după aceea să revin la ceea ce am pornit să spun, la experiență, eram copil și mi-aduc aminte că într-o toamnă târzie, părinții mei mi-au spus, nu doar mie, tuturor, haideți să ne rugăm Domnului ca să avem o problemă. Și încurajez părinții când au probleme să spună copiilor problema cu care se confruntă, pentru că este normal, trăim în lumea asta cu probleme. Și aceste probleme, când se rezolvă, copilul crește și spiritual și prinde încredere și în Dumnezeu și în rugăciune, în a se ruga, în a sta înaintea lui Dumnezeu, în meditație, în rugăciune, chiar și în post, fiecare la vârsta care poate. Am fost învățați cu lucrurile astea și ne-au spus părinții, haideți să ne rugăm pentru că lemnele noastre sunt foarte puține. Dumnezeu poate să facă minuni. E adevărat că am început să ne rugăm și nu a fost lungă perioada, o săptămână aproximativ. Și atunci a fost o motivație extraordinară pentru mine când la poarta casei noastre a bătut cineva, erau doi bărbați, și au zis, vrem să stăm de vorbă cu domnul Pantea. Eu l-am strigat afară pe tata, a venit și eu m-am retras după poartă și am ascultat discuția. Ei, trecând fugitiv peste tot ce s-a întâmplat, vreau să spun că exact banii de care a avut nevoie să cumpere lemnele pentru familia numeroasă, care eram 8 copii plus 2 părinți, 10, așa, Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos și exact acea sumă în dolari a primit-o tatăl meu. Desigur că noi, când am văzut lucrul acesta, eu fiind acolo mai tras deoparte, am început să plâng ca un copil, cum eram copil, și am zis, Doamne, când voi crește mare, vreau să fac ce au făcut acești oameni. Să mă duc și eu să găsesc familiile alea nevoiașe, sărace, și să le dăruiesc. Pentru că eu cred că și în vremea noastră de azi sunt oameni care cer de la Dumnezeu un lucru, altul, mai mare, mai mic.
Și de-a lungul timpului, așa cum spuneai deja despre misiunea Hristic, împreună cu misiunea Hristic s-au făcut lucrurile de genul acesta, lucrări extraordinare, lucrări în care am văzut oameni atinși de ceea ce a făcut misiunea Hristic. Și în felul acesta putem să izbutim și să mergem înainte în această... Doru, erai copil atunci când ai văzut această experiență a lemnelor. Ce a însemnat pentru tine? Ce a schimbat? Ce te-a ajutat să înțelegi? Am înțeles că Dumnezeu ascultă. Rugăciunile. Rugăciunile, da. Am înțeles că Dumnezeu nu ne lasă, așa cum ne spune cuvântul. Am înțeles ce înseamnă să depinzi de Dumnezeu ca și copil. Și vreau să spun că și acum, la vârsta pe care o am, îmi place să cred și îmi place să depind de Dumnezeu. Chiar dacă în jurul nostru lucrurile se învârte total diferit față de acum 30 ceva de ani, da? Lucrurile, pentru mine, din punctul meu de vedere, e foarte fain și super să depinzi de Dumnezeu. Acum, Doru, adevărul e că toți depindem de Dumnezeu, numai că nu toți recunoaștem. Am putea respira fără El, am putea sta acum pe scaun dacă El nu ne-ar da viață și putere. Depindem 100% de El, doar că nu realizăm decât în momente în care nu mai avem nicio resursă și atunci apelăm la El și ne dăm seama, hopa, stai un pic, că nu vin de la sine lucrurile acestea. Dumnezeu mi le trimite. Da. Aș vrea să mai împărtășești experiențe, lucruri pe care le-ai văzut cu ochii tăi. Așa cum spunea Apostolul Ioan, am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre, am auzit cu urechile noastre și putem să mărturisim că Iisus este Domnul. Da, l-am experimentat pe Dumnezeu și deja am spus din viața de zi cu zi, dar m-am experimentat pe Dumnezeu și cu partea asta de vindecare. S-a întâmplat în familia noastră, eram deja adolescent acum, și s-a întâmplat că mama a căzut s-a simțit rău, s-a dus la medici și a făcut toate investigațiile și nu-i găseau ce se întâmplă cu ea. Și la un moment dat o doamnă doctor i-a administrat un medicament care era total diferit de ceea ce avea ea, foarte puternic, și medicamentul acesta a dus-o într-o comă diabetică. I-a crescut diabetul peste măsură. Și s-a întâmplat ce nu am vrut noi să fie. A venit medicii, a venit salvarea, nu a putut să-i facă absolut nimic. Absolut nimic. Dar la un moment dat, verișoara mamei mele a spus, du-te la slujitorul bisericii și spune să vină să-i facă ungerea. Mă, noi credem în lucrarea lui Dumnezeu, credem în vindecări și am mers, l-am chemat, era seara undeva la ora 11. Și ea era în spital? Era acasă. Uh-huh. Cum zic, era salvarea acolo, medici. A venit omul lui Dumnezeu, i-a făcut ungerea. Eu eram acolo pentru că medicul mi-a pus, e mic și nu mai știu care mână. Dar omul lui Dumnezeu cu degetul, când am pus cu un de lemn pe frunte și a făcut o rugăciune, nu știu, scurtă, în acel moment mama s-a ridicat din coma. Noi am zis să rămân acasă, medicii au zis să o ducem la spital să fie sub supraveghere. Medicii au văzut lucrul acesta. Da, da. Și cine mai era acolo? Acum noi ne gândeam ce se întâmplă. Ne-am pus la rugăciune. Un creștin asta face. Și Dumnezeu a avut un mesaj pentru noi în seara aia. Și a spus așa, deasupra casei voastre era o luptă crâncenă între doi îngeri. Unul din partea celui rău cu un steag de doliu și unul din partea Domnului cu un steag de biruință. Un steag alb. Lupta a fost câștigată de cel cu steagul alb din partea Domnului. Ne-am culcat liniștiți și am știut că mama se va întoarce în viață și bine acasă. Și așa a fost. A trecut puțin timp, câteva luni de zile, și Dumnezeu i-a vorbit printr-un vas de lucru și a spus experiența prin care a trecut, încercarea, a fost îngăduită de mine pentru că diavolul vrea să atragă din una din odraslele tale pe o altă cale. Acea odrasle era vorba de mine. Eu nu spuneam, nu le-am spus nimic, dar provocările pe care le aveam în perioada respectivă erau sigur pentru o altă cale, pentru un alt drum, nu pentru drumul pe care sunt acum. Erai adolescent și te atrăgea un alt drum. Da, eram... Te-ai fi văzut cu muzica în lume? Da, și eram provocat pe partea asta de muzică. Uh-huh. Da, eram provocat, erau provocările foarte mari, chiar ieșit din România în anii 98-99, plecat chiar peste ocean, provocările au fost foarte mari.
Dar Dumnezeu a îngăduit pentru încercarea asta, noi ca și familie în momentul acela ne-am adunat. Zic pe românește, mi-au sărit din cap toate invitațiile și toate provocările. Noi ca și familie ne-am adunat la rugăciune. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. A fost suficientă experiența aceasta ca să facă să cadă toate celelalte tentații pentru tine? Da, pentru că n-a fost o experiență ușoară. Au fost și alte experiențe, sigur. Deci nu știu cu care să o mai zic acum, dar îmi vin mai multe. Poate că l-am spus și în altă parte, dar îmi aduc aminte că eram copil și aia să zic că ar fi fost mai la început, undeva 8 ani să fi avut, 7-8 ani. Când de asemenea mama nu s-a simțit bine într-o noapte și tata a venit și a trezit pe cei doi frați mai mari ai mei care dormeam împreună în cameră, pe mine nu m-a trezit. Dar eu am simțit, repede m-am dus după ei în cameră dincolo și ne-am rugat. Acum un copil e sincer, de 7-8 ani. Nu știu ce am zis, dar m-am rugat sincer. Sigur, mama s-a făcut bine, a fost tot în regulă. Dar ce m-a încurajat pe mine, că după o săptămână și ceva a venit din partea mamei un verișor cu soția lui și tatăl meu povestea ce s-a întâmplat. Eu mă jucam ca și copil. Zicem, copiii nu ne ascultă, nu ne înțeleg. Dar eu în jucăriile mele ascultam ce se vorbea și tata, printre altele, zicea așa, mai încet, mai despre ce s-a întâmplat și zicea, rugăciunea care am auzit-o la copilul ăsta, n-am auzit-o de când sunt. Eu așa, în liniște, am ascultat și am zis, wow, Dumnezeu m-a ascultat pe mine. Și de atunci am prins curaj, am prins de a merge, de a face, de a merge înainte, ca și copil, la nivelul care era la 7-8 ani. Interesant. Dumnezeu v-a dat mai multe dovezi că ascultă rugăciunile voastre. Într-un fel, e un fel de invitație. Începeți să vă rugați. Onorez rugăciunile voastre. Da. Și începeți să cereți lucruri din ce în ce mai mari. Acum ați intervenit cu rugăciunile voastre în situații de criză, când era salvarea, când era boală, când era comă. Dar rugăciunea e o cursă de termen lung, pe o perioadă lungă, iar da. Voi încă vă rugați. Mama ta mai trăiește? Nu, a plecat la Domnul. A plecat la Domnul. Da. Am avut o mamă care s-a rugat mult, mult, s-a rugat ore pe zi, ore. La fel și tata. Deci, ei asta au știut, poși rugăciune. De exemplu, tata a trecut la Domnul la sfârșitul ianuarie anul acesta. El a stat în poși rugăciune 2 zile pe săptămână până când a plecat la Domnul. O zi avea pentru familie și o zi pentru biserică. Oarecum stăteam și mă gândeam cum își aduce aminte la 83 de ani să se roage pentru fiecare din biserică, cu numele. E un dar. Înainte de a pleca la Domnul, a fost cineva a avut o biserică, unul din mijlocitori am să-l duc acasă. Ceea ce te încurajează extraordinar. Și ce slujbă înaltă. Da, și vedem că slujitorii nu sunt publici oarecum. Ei sunt în odăiță. Dar se ruga foarte mult și cum zic, 2 zile la săptămână, nu uita biserica, nu uita familia. Ai crescut într-o casă a rugăciunii. Da. Și într-un fel, boala mamei tale a fost o oportunitate pentru tine să înveți să te rogi și să vezi minuni cu ochii tăi. Da, așa este. Mai poartă-ne prin oportunitățile pe care Dumnezeu ți le-a deschis, descoperindu-ți-se. Aș putea să spun și despre lucrări care s-au întâmplat chiar în afara României. Spuneai despre misiuni mai devreme. Venezuela. Venezuela. Am văzut și acolo lucrări extraordinare. Cum ați ajuns acolo? În 2010 am avut în mână, nu știu nici în ziua de azi, de la cine am primit un material video, un disc, un DVD, cu lucrarea din Venezuela. Eu locuiam în Spania în vremea respectivă. Se vorbește spaniolă în Venezuela și am zis, trebuie să mergem acolo, e nevoie, sunt triburile de sălbatici în sudul Venezuelei, Amazonul, și am zis, trebuie să mai ajungem și acolo. Așa s-a făcut că în 2013 am mers prima dată, dar din 2015 avem o lucrare sigură, adică avem 2 centre pe care le-am construit de la zero, în jur de 180 de copii pe care îi hrănim, lună de lună se întâmplă lucrul acesta. Și o lucrare frumoasă, deja sunt în jur de 180 de persoane care s-au botezat
părinții a copiilor care vin la centre, pentru că avem școală biblică, cabinet medical și cantină, cele două cantine. Medic avem acolo. Și părinții, copiii vin, învață versete biblice, cântece. Înainte erau subnutriți, erau semisălbatici. Harul mare este că nu mai avem un subnutrit, nu mai avem un semisălbatic, toți știu să citească. Asta e lucrarea de continuitate și eu sunt bucuros pentru ea. Și mergând acasă, spunând părinților, părinții au intrat în contact cu noi și cu cei de acolo, care avem acolo. Și în felul acesta l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor, prin apa botezului, s-au botezat și o lucrare frumoasă. Deci vreau să spun, am văzut în sărăcia luce în care trăiesc ei, minuni. Minuni la propriu, adică vindecări, am văzut cu ochii mei lucrul acesta se întâmplă acolo. Mâncarea pentru ei e un lux, e adevărat ce spun, pentru că am fost și am văzut. Dar am văzut în mijlocul sărăciei cum laudă pe Dumnezeu, cum le curg lacrimile. La început, când am văzut cum bat din palme și noi suntem un pic mai diferiți decât ei, am zis ceva, nu-i regulă aici. Ei, când am văzut bucuria lor în Domnul, când am văzut cum Dumnezeu lucrează, ei mi-a spus, doar noi nu avem pe nimeni să ne ajute aici, numai Dumnezeu. Au văzut vindecare de cancer, tumoare de cancer la o femeie. Dumnezeu a vindecat-o la o rugăciune 20 de minute. Orb care și-a căpătat vederea la o rugăciune de maxim un minut și alte lucrări pe care Domnul le-a... Ai văzut cu ochii tăi, da, acolo unde erai. Da, astea le-am văzut toate cu ochii mei în Venezuela, în lucrarea pe care o facem acolo. De ce crezi că se întâmplă minunile acestea acolo? Acum, dacă stăm să ne gândim, vedem că țările nordice care o duc foarte bine, zicem noi, tot mai mult se declară atei, adevărat? Așa e. Și România merge pe drumul ăsta. Mulțumim Domnului pentru bunăstare, dar să nu uităm de Dumnezeu. În Venezuela lucrurile stau total diferit pentru că ei nu au stare materială bună. Și atunci el caută pe Dumnezeu. Și ei se încred 100% în Dumnezeu. Cum eram noi în anii 80, da? Eram copil când a venit Revoluția, dar ceva îmi aduc aminte. Deci dependența lor e 100% de Dumnezeu. Noi știm un medic, un prieten care ne poate ajuta cu bani. Acolo toți sunt cam la fel. Și atunci ei mi-au spus, Doru, noi ne încredem în Dumnezeu 100%, altfel n-avem sorți de izbândă. Voi ați venit aici și chiar mă aduc aminte că cu lacrimi în ochi păstorul Fernando mă întreba, cine te-a trimis că nu ne-ai cunoscut? Și am zis, Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, pentru că și lucrarea asta a început tot așa la un nivel de, să zic, din partea lui Dumnezeu printr-o profeție. Mă chineam să ajung acolo și Dumnezeu când mi-a vorbit, în două săptămâni de zile s-au dat toate barierele la o parte. Cum adică te chinuiai? Aveai nevoie de viză sau ce? Aveam nevoie de a cunoaște pe cineva acolo, aveam nevoie de un plan pentru că să te duci în lumea a treia, nu-i simplu, nu-i ușor, să nu cunoști pe nimeni, să nu ai pe nimeni acolo. Și atunci toate astea erau frământări pentru mine. Ce se întâmplă? Cum fac? Trebuia și vaccin. N-am făcut niciun vaccin, am mers prin credință. Domnul a fost cu noi. Și de-aia zic că Dumnezeu când a dat totul la o parte, totul a fost bine. Și spuneam păstorului, revin la întrebarea pe care mi-a pus-o, cum de-ai venit la noi? Nu ne-ai cunoscut. Și am zis, când mă voi întâlni cu Dumnezeu, nu mă va întreba ce mașină ai condus, câți bani ai avut în cont, ce casă ai avut. Nivelul tău în societate care a fost, nu, Dumnezeu asta pentru el nu... Câți oameni au auzit Evanghelia, câți oameni au fost ajutați de tine, câți oameni au primit seva asta binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Cu lacrimi în ochi el spunea, e un vis care mi se împlinește. Faptul că ai mers acolo. Da. El își dorea de mult lucrarea asta, dar situația era de așa natură că nu se putea. Ce ai făcut acolo? Deci când am mers acolo, prima dată am mers, elanul meu a fost și dorința mea, în triburile de sălbatici în Amazon și am mers până aproape de Amazon. E când am ajuns acolo, mi-a dat seama că pericolul era foarte mare, trebuia să mergi pe râul Orinoco, cel mai periculos râu din lume și 4 zile și 4 nopți cu o barcă pe râu, dus, 4 zile și 4 nopți întors. Când am făcut calcul, mai stăteam doar 2 zile acolo. Acolo erau, începând de la oameni și animale sălbatice, totul era un pericol. Totul era un pericol. Deci atunci, văzând că doar maxim 2 zile putem sta acolo, văzând și pericolul, explicându-mi ce se întâmplă, am zis, ok, n-am venit aici între sălbaticii de aici, între canibali, pentru că ea deja erau canibali, nu ne vom mai duce, că nu ne mai permite timpul. Era destul de... și aveam avionul de întoarcere. Și atunci am început acolo lucrare în triburile astea. În fiecare seară au fost oameni care efectiv erau
cuprinși de dragostea lui Dumnezeu. În ce limbă vorbeai cu ei? Spaniola. Și ei înțelegeau? Tribul înțeleg spaniola? Eram traduși fiecare limbă are tribului. Am înțeles. Și era omul de acolo care ne traducea. Și vreau să spun că cred că de la Dumnezeu a fost și lucrarea din 2013, că atunci a fost prima dată, că păstorul care era acolo în zonă, cu noi odată, a descoperit câteva din triburile alea în care el nu fusese niciodată. Și era acum plin de bucurie și el. Deci când am plecat de acolo, vreau să vă spun că plângea ca un copil, păstorul. Zice, extraordinar, nu am putut să cred că Dumnezeu de la atâția kilometri, ore, zburat cu avionul, trimite aici ca să se descopere triburile astea și să putem face lucrarea asta. Deci era extraordinar de încântat și o lucrare foarte frumoasă. Cum reacționau oamenii aceștia când vorbeai cu ei Evanghelia? Ei au mai auzit înainte sau era la prima auzire? Era la prima. Erau foarte prietenoși. Vedem cum omul care... Cum ne spuneai unor oameni care n-au auzit niciodată despre Iisus și cruce și moarte și înviere? Prima dată am început să le cânt. Deci îi adunam. Pentru că mergeam ziua în civilizație, cumpăram alimente pentru 2-3 săptămâni. Ne interesam. Prima dată mergeam la capitanul de trib. El trebuia să dea acordul dacă se face sau nu. Într-un loc s-a întâmplat că nu ne-a lăsat. Și am înțeles că dacă depui o poziție s-ar putea să fie lucrurile neplăcute și am trecut mai departe. Ceilalți toți au acceptat. Mergeam, cumpăram hrană pentru ei. Câți oameni sunt? 300 de oameni în tribul respectiv. Cumpăram pentru 2 săptămâni hrană, mâncare, dar în seara aia făceam masă de dragoste când mergeam la ei. Cu toată comunitatea. Toți veneau, nu lipsea unul. Și... Cumpărai mâncare de-a lor, mă gândesc. Da. Nu sarmale și... Nu. Mâncare de-a lor. Și erau câteva femei de-ale lor care preparau mâncarea, pregăteau mâncarea pentru... pentru seara respectivă. Și îi adunam pe toți și începeam să le cântăm. Când avem noi 2-3 cântări... Ați fost Hristic. Grupul Hristic? Nu, am fost eu cu încă 2 persoane. Am înțeles. Numai că unul era care predica Evanghelia, eu eram cu cântarea și celălalt făcea ce era nevoie. Și vreau să vă spun că începeam slujba cu ei, începeam să cântăm. Și se deschideau pentru că ăsta le traducea care era cu noi. Ei se deschideau când auzeau de Dumnezeu ca o salvare, ca o ceva despre care ei n-au auzit. Erau foarte încântați și să asculte. Erau primitori, de aia zic, erau foarte prietenoși. Ce religie aveau ei? Unii mai ziceau, dar n-au aveau biserici, deci nu erau biserici. Mai ziceau că cred ca și catolici. Dar nu aveau biserici de nicio culoare. Era prima dată când ajunsesem noi, deci o lucrare de apostolat, să zicem, acolo. Și sigur că am lăsat după aceea cu fratele păstor din zonă să înceapă lucrarea și am înțeles că lucrarea a continuat. Ei, după aceea, noi în 2015 ne-am implicat într-o zonă la fel săracă, dar asta e într-o altă zonă. Și de atunci, în 2015, lucrarea merge constant. Merge bine și dăm slavă Domnului. S-au întors oameni la Domnul? Sunt în jur de 180 de persoane, bărbați și femei, da, care s-au întors și e o lucrare benefică, o lucrare frumoasă. Biserică au? Ați reușit să plantați? Au, ceva, sau? Au biserică, da, au și biserici, s-au făcut și biserici acolo, dar nu sunt ca la noi biserici. Nici nu trebuie. Ok, da, deci nu sunt ca la noi, sunt diferiți în gândire, în toate, aș putea spune. De ce? La început spuneam că eram un pic, ce se întâmplă, ceva nu e în regulă și cu închinarea, cu modul de închinare. Triburile astea trăiesc în junglă sau au sate, au localități? Cum sunt? Ca să ne imaginăm, zic eu, Amazonul, pădurea amazoniană, ei defrișează și își fac colibe. Ce a făcut statul bine pe lângă civilizație? Că le-a tras lumină, curent. Animalele sălbatice... Dacă văd lumină noaptea, se sperie. Nu vin să atace. Dar s-au întâmplat multe lucruri. Animale sălbatice care au luat copii, care oameni și așa mai departe. Dar a fost o experiență super. De aceea continuăm, ne place și vrem și în toamna asta să mergem din nou acolo. Să consolidăm lucrarea și să... Iar cum spuneam, bisericile sunt diferite ca și structură, ca și clădiri, la fel. Evident, și închinare, cultural e totul diferit. Doru,
Ori de câte ori uzi pe altul, tu ești udat. E un proverb pe care îl găsim în Biblie. Sufletul care udă pe altul va fi udat și el. Atunci când te-ai dus să îi ajuți pe acești oameni, tu însuți ai învățat niște lecții. Tu însuți ai fost udat, ai fost binecuvântat într-un fel. Care sunt lecțiile cu care tu ai plecat din această misiune? Ce te-a îmbogățit pe tine? Acum poate spun ceva mai ciudat. Dar trebuie să o spun și asta. Am învățat acolo că nu ai voie să arunci o coajă de pâine. M-am întors de acolo și soția mea se uita la mine că eu, efectiv, dacă rămâneau coajă de pâine să o arunce, o luam și o puneam înapoi. Mai ciudat să zic. De atunci, să zic, cum nu mai îmi place să prăd lucrurile. Dacă să le risipește. Să le risipesc, așa. Și am fost binecuvântat, așa cum ai spus. Udând pe altul, Dumnezeu nu te lasă. Deci am avut experiențe mergând în lucrare, când oamenii au venit la mine și m-au binecuvântat. Personal am zis, nu se poate. Pentru mine nu, pentru lucrare. Nu pentru tine. Și acum mi-am adus aminte de o altă experiență, o pot spune și pe asta. Te rog. Eram în Spania. După ce m-am căsătorit în 2010, ne-am căsătorit la începutul anului. Mi-aduc aminte că atunci aveam firmă în Spania. Lucram tot cu termopane. Trebuia să primesc mulți bani, aveam cecurile cu bani. A venit criza, nu s-au mai dat banii. Și la un moment dat eram chemați la o lucrare de evangelizare în Madrid. Eu locuiam la Saragoza. Am mers la Madrid. Puțin bani am mai avut, dar aveam banii de lucrare, de misiune. Zic că ăștia sunt banii misiunii. Banii mei erau foarte puțini. Experiență la 3 luni după nunta noastră, după căsătorie. Soția zice, Doru, și-a început să și plângă, Doru, are pe noi Domnul, așa ne vrea, să nu avem ce ne trebuie, necesarul. Zic, ne încredem în Dumnezeu și Dumnezeu va lucra într-un mod miraculos. Nici eu nu credeam ce ziceam. Am plecat în lucrare și în lucrare acolo se întâmplă un miracol la Madrid. Vine un prieten al meu și zice, băi, te caut, am o amendă să-ți dau. Am mai rog, cum eram așa supărat, zic, numai amendă nu mai trebuie. E zice, un prieten de-a tău din Londra n-a putut să te contacteze și mi-a trimis mie bani, uite, pentru nunta voastră. Am văzut o binecuvântare. Deci, după 3 luni de zile, cineva s-a gândit să mai... Mergem într-o biserică, duminica seara, pentru că era în vinerea, sâmbătă, în lucrarea respectivă. Duminica seara mergem într-o biserică la Madrid și... Când s-a terminat slujba, a venit din spate direct la mine o soră cu 50 de euro în mână, împăturat. Și zice, de când am intrat în biserică, Domnul mi-a pus pe inimă să ți dau ție. Era pentru prima dată când s-a întâmplat lucrul. Nu știam să acționez. Zic, pentru mine nu trebuie, mulțumesc. Pentru lucrare, dacă vreți, ok, pentru mine nu. A fost de 3 ori, a insistat. A 4-a oară, sora a zis, dacă nu iei, oricum îi las aici, dar Domnul mi-a vorbit să ți dau pentru nevoile tale personale și mi-a spus, sunt bani care am vrut să-mi cumpăr încălțăminte. Când a zis lucrul ăsta, nu mai știu dacă i-a mulțumit, nu știu cum a reacționat, dar m-am acceptat. S-a terminat slujba, ne ducem la masă și spun soției mele, care era și ea supărată ca și mine pe situație, și explic exact ce se întâmplă. Începe să plângă. Păstorii erau acolo, frații care erau vreo 10 persoane. Acum mie mi-era rușine, zic, nu plânge, dacă întreabă ce s-a întâmplat, cum să spună că am primit în numele Domnului bani? Dar soția îmi zice, plâng să mă ierte Domnul că nu o să mai murmur niciodată. Ha, ce frumos! Deci sunt experiențe care nu fac altceva decât, cum am spus, te întăresc. Și așa, dacă știi să le prețuiești și să le pui în cântar și să le pui în valoare, te ridică, te poartă acolo unde vrea Dumnezeu. Și asta e frumos. Doru, mulțumesc foarte mult pentru această mică părticică din experiențele pe care tu le-ai avut cu Dumnezeu. Experiențe care te-au învățat să te încrezi în El, să te încrezi în cele mai mici nevoi în El. El îți poartă de grijă, ascultă rugăciunile tale, de la lemne de foc până la
bani pentru pâine și pentru orice nevoie o aveți. Frumoasă povestea și cu Venezuela. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc pentru invitație și Domnul să vă binecuvinteze în tot ce faceți. Și așa să fie și cu voi, cei care ne-ați urmărit până la această oră. Sper din toată inima că Dumnezeu v-a pus doza aceea de credință să începeți să vă rugați chiar acum și să-i cereți lui Dumnezeu lucruri mari, pentru că lucruri mari este în stare să facă. Să fiți binecuvântați, toate cele bune!